Hai să cu viaților, cu aici clip nou. Ce gameplay am putea folosi pentru Code Ghosts? Adică Black Ops 1, bineînțeles. Code Ghosts originalul, ca să zic așa. Da, ieri am avut the full reveal of Call of Duty Ghosts. Wow, full reveal. Pe bune Infinity Ward, pe bune. Chiar atât de prost mă crezi, full reveal? Adică am văzut noi prea multe chestii din joc, în afară de niște poze și cutscene-uri. Nu, nimic. Cutscene-uri peste tot, cutscene. Trecem la altă scenă, altă scenă, altă scenă. Hai, schimbă pagina, dai pagina. Parcă aș fi eu uitându-mă la poze. Wow. Și comparativ cu MV3, ca să ne arate minunata grafică, care totuși e bună. Da, deci full reveal care nu prea m-a impresionat. Așa, da, grafica este foarte frumoasă, recunosc. Chestia cu cățelul în single player mi se pare foarte, foarte simpatică. Deși cu siguranță va muri în single player și toată lumea va fi: a murit un câine. Dar ce să-i faci, a murit, trecem peste. Și, na, multiplayer-ul, numai sniper peste tot. Sunt sigur că o să fie numai sniper, adică e Infinity Ward și un nou mob sau ceva de genul. Nimic prea special, sincer să fiu. Nu mă aștept la mare lucru de la jocul ăsta, dar sper să fie mai bun ca Black Ops 2. Sunt un pic de tot încrețător, deoarece va avea un nou engine, dar nu am mari speranțe. Pentru că am avut mari speranțe la Black Ops 2, eram, hei, 3 ar face Black Ops 2, Black Ops 1 e minunat. Ei bine, nu prea, și aici lagul își face apariția, wow, lag ops. Aproape pierd un kill. Ce am adineauri, sincer am uitat și eu. Da, pur și simplu nu mă aștept la mare lucru, m-am așteptat la mare lucru la Black Ops 2 și a devenit groaznic de la o vreme, na, Code Ghost. Și noul Xbox, sincer să fiu, arată groaznic. Adică e un paralelipiped drept un geek. Regulat. De fapt ăla nu se spune regulat, mă rog. Dar e un paralelipiped drept un geek, să recunoaștem, care e groaznic. Comparați-l cu Xbox 360, care e frumos curbat, arată bine. Dar Xbox One, pentru că ăsta e numele, apropo frumos nume, Xbox One, PS4, Zero. Da, și sunt sigur că Xbox One va fi the best console, pentru că ăștia de la Microsoft au semnat multe contracte, sau mă rog, cel puțin două, mamă cât de multe. Dar ideea e că au contracte semnate cu cei de la Activision și cei de la EA, dacă nu mă înșel, ca să lanseze DLC-urile pe Xbox mai devreme cu o lună, adică exact cum e acum pe PC. Ceea ce este, nu e foarte frumos, adică de ce ai luat PS4? Bine, totuși ar fi o idee ca să nu mai plătești Xbox Live-ul, sincer să fiu, dar nu știu, depinde de preferințele fiecăruia, poate e un fan, nu știu care, și fan Xbox sau PS4, dar fiecare și-a ce consolă vrea, nu-i așa? Da, și hai să vedem, mai am o chestie de discutat, și anume chemouri noi pe Black Ops 2. Adică 3R. Mă crezi, chiar câți bani vrei, adică deja ai făcut mai multe vânzări, mai mulți bani decât filmul Avatar. Nu ți ajunge? Ai, Vanderhaar, vrei iar capace la mașină? Pentru cei care nu știu, 3R a dat odată un tweet pe Facebook. Da, a scris pe Twitter că trebuie să cumpărăm Season Pass sau Revolution, nu știu ce a zis el, ca să-și ia capace sau ca o cioace la mașină. Wow, Vanderhaar, wow. Iar îți trebuie, ce mai benzină, s-a scumpit benzina iar. Și de data asta nu voi mai cumpăra niciun chemo, pentru că m-am cam plictisit de ele, recunosc. Da, sunt niște chemuri frumoase, Dragon, Cyborg și nu mai știu ce. Sunt frumoase, dar dintre toate astea patru, apropo, doar două vor intra și vor trece și pe la noi, pentru că se va vota. Și nu voi mai cumpăra chiar dacă sunt frumoase, adică dau banii degeaba, sunt scumpe. Și mă plictisesc de ele până la urmă. Și să dau repede un cuvânt și despre Uprising DLC. Hai să vedem, sincer, Uprising DLC merită cumpărat.
Vă spun sincer că merită banii. Mob of the Dead este absolut, absolut incredibil. Frumos, frumos. Nu mă așteptam să fie chiar atât de frumos, dar chiar este. Bun. Rage din partea mea acolo. Mai avem pe multiplayer. Multiplayerul mă așteptam să fie cam urât, dar nu e chiar așa de urât. Studio Firing Range, adică este o mapă frumoasă, texturată incredibil de cei la Treyarch. Și aici nu m-am uitat pe UV, era un prost. Da, hai să revenim la multiplayerul nostru, Uprising. Unii spun că dau feeling de Black Ops 1, nu prea cred. Pe Black Ops 1 Assault Rifle-uri la putere și... Na, pe Black Ops 2 uitați-vă ce viteză au caracterele în comparație cu jocul ăsta. Da, mai avem Vertigo, care mă așteptam să fie groaznică cu Mistakes Were Made, cu sărituri peste tot prin geamuri și scări, dar nu prea este, sincer să fiu, este o mapă frumoasă. Anchor, pentru cei care nu știu, Anchor tradus în română înseamnă bis, dacă mă înșel. Și este o scenă în centru și rute prin jurul ei și pe sub ea, ceea ce este interesant. Și, na, mă așteptam să fie prea frumoasă după vorbele lui Vanderhaar, care spunea că să controlăm toată... Să controlăm scena și o să controlăm toată mapa. Și mai avem și magma, care mă așteptam să fie groaznică cu lava și cu alea. Arăta nu prea frumos, dar magma e incredibilă, sincer. Vă spun că e, cred că, a doua mapă din DLC pentru mine. Nu știu, e frumoasă. Oricum, DLC-ul ăsta merită cumpărat, este mult mai bun decât Revolution. Și cam asta ar fi. Sunt Cosmin, până data viitoare. Apropo, voi ați cumpărat chemourile alea? Scrieți-vă în comentarii dacă cumpărați chemourile alea. Sunt Cosmin, până data viitoare, vă salut. Pa!